Bună ziua! Am înțeles că au fost ceva discuții puțin mai aprinse astăzi la ședința pe comisii de la primărie. Ne puteți spune despre ce a fost vorba? Da, bună ziua, în primul rând. Am avut ședința de comisie economică la care sunt președintă și care sunt obligată prin natura funcției să o conduc și să o conduc și bine. Și ca de fiecare dată și de această dată, domnul consilier Arnăutu și-a exprimat, sau mai bine zis, s-a manifestat ca acel om care a pierdut și care nu își recunoaște nici în momentul de față pierderea pe care a realizat-o la alegerile din vară. Continuă să manifeste ca un om care umilește, vorbește foarte urât, aruncă cu noroi, mai ales probabil în doamne. Nu acceptă ideea ca doamnele să conducă o ședință. De ce nu ați aplicat regulamentul? Din câte știu eu, există un regulament foarte clar al primăriei care prevede că atunci când unul dintre consilieri își este din pepen sau aduce injurii unui membru al comisiei, să fie dat afară și să-i se taie. Ca să fiu foarte sinceră, să știți că m-am gândit și la acest lucru și chiar sincer recunosc că, dar m-am gândit totodată că la pază era o doamnă care, dacă aș fi chemat-o în acel moment, ar fi fost posibilitatea să ia cu ea la bătaie. Deci era pur și simplu un câine de la legat care dorea să iese din locul lui și să... Ce vă reproșa efectiv, concret? A avut ceva să vă reproșeze concret? Nu știu, Eu n-am înțeles ce a avut, de fapt. N-am înțeles care a fost problema domnului. Deci nu ați dezbătut un anumit proiect? Am avut mai multe proiecte și pe care le-am... V-ați contrazis pe un anumit proiect? De la ce pleacă aceste atitudini ale domnului? Nu, dar domnul Arnăutu niciodată nu merge pe proiecte. Domnul Arnăutu merge pe lângă proiecte. El le știe pe toate, el le face pe toate, el le trece peste ele. Noi dorim să le înțelegem, să le discutăm, să le comentăm, să vedem soluția cea mai bună. Nici nu te lasă să vorbești. Deci cum ar trebui atunci, ca să fim puțin mai pragmatici, cum ar trebui să decurgă o astfel de ședință pe comisii ca domnul Arnăutu să fie mulțumit? Nu știu, trebuie să-l întrebăm pe el. Nu știu dacă domnul Arnăutu va mai putea fi mulțumit. Eu cred, din punctul meu de vedere, că domnul Arnăutu ar putea fi mulțumit dacă va pleca ori acasă, ori, nu știu, nu-l înțeleg, nu știu ce vrea de la noi. Nu știu ce vrea de la primăria orașului, de la consiliul local. Dumneavoastră încercați să ne răspundeți ca o doamnă. Noi am aflat pe surse că domnul Arnăutu chiar v-a jignit. La modul serios așa v-a jignit. Așa este. M-a jignit la modul serios. Eu nu l-am luat în calcul în momentul de față, la momentul respectiv, pentru că știam că asta este caracteristica lui și este un lucru care îl reprezintă de ani de zile, nu de acum. În schimb, m-a durut foarte tare, pentru că sunt una din persoanele alături de ceilalți colegi ai mei, care punem suflet, care nu întâmplător ne-am dus la primărie. Ne-am dus doar să facem treabă. Și când vezi că o persoană care te asociază cu tot felul de persoane sau pur și simplu, vă dau un exemplu. Zice, ce te crezi aici cu Ponta și cu Antonescu? Cine ești tu? Nu am văzut asocierea, nu am văzut... Pur și simplu bătea câmpii. Era ca un om turbat, ca un om din ala care nu își găsea liniștea. Ce măsuri veți lua pentru a restabilit totuși ordinea în primărie? Am văzut aceeași atitudine din exterior, am văzut de la domnul Arnăutu și la ședințele de Consiliu vorbește, se bagă peste toată lumea. Dumneavoastră, totuși, acum, din poziția politică în care sunteți, administrați această primărie. Cum veți restabili ordinea? Trebuie undeva să existe un moment de echilibru, să se termine aceste lucruri. Eu personal voi face un referat către primăria orașului, respectiv către domnul primar, în care voi prezenta situația de astăzi. Nu este pentru prima dată, dar astăzi au umplut paharul, nu s-a mai putut. Și dumneavoastră probabil că va lua o decizie în acest sens, așa cum prevede și regulamentul de altfel. Personal nu am ce să fac. Eu nu m-am dus în primărie să lupt cu el, nu m-am dus în primărie să-i fac rău, nu m-am dus în primărie să iau locul, pur și simplu m-am dus pe locul meu. Dar nu-l înțeleg, repet, eu nu știu ce este cu atitudinea acestui domn în momentul de față. Are o problemă, este bolnav, nu-și găsește liniștea, nu este pe poziția pe care ar fi vrut-o, nu știu, nu înțeleg. Și mai mult de atât, consider că 12 ani pe care i-a avut la dispoziție, trebuia să înțeleagă foarte bine că o să maturizea politic, ori a luat-o rasnă, nu știu ce se întâmplă. Acum, probabil că va trebui să fie analizată poziția dumnealui și de către organizația din care face parte, mi se pare foarte corect, pentru că avea colegi alături de dumnealui
Și să iau unele măsuri. Mie mi-ar fi rușine să reprezint un partid la asemenea mod. Sau colegii mei de lângă mine, președintele organizației, de altfel el este și președinte de organizație, să aibă o asemenea atitudine într-o ședință de comisie, de consiliu, de ce este ea. Nu se poate. Deci, domnul Robert, vreau să vă spun că într-o ședință de comisie nu se poate lucra cu acest domn. Nu înțelege românește. V-ați gândit la posibilitatea în care el, fiind refuzat de propriul partid, intenționat să facă aceste lucruri ca să strice imaginea PDL-ului? Posibil și asta, pentru că acum câteva zile l-am văzut pe stradă în semnături. Și atunci trag concluzia că partidul nu mai dorește semnăturile ia pentru candidatura lui independentă și atunci posibil și lucrul ăsta să fie. Pentru mine, președintele de organizație, dacă ar observa că eu fac asemenea, am asemenea atitudine, cu siguranță va lua măsuri. Ei, în situația dată, consider că cei de la județ, biroul permanent va lua o măsură și va decide în ceea ce privește soarta acestui domn și atunci lucrurile se vor liniști. Ori pleacă din Consiliul Local Rebel, se duce, candidează, deci, face ceva. A spus ceva de semnături, deci să înțeleg că el, în calitatea lui de șef al PDL, exact, Târgu Neamț, strânge semnături, da, în nume propriu, în pe nume stradă, exact. Fiind, în același timp, și șeful PDL? Fiind și șeful organizației PDL, sigur că da. Târgu Neamț. Dar asta se întâmplă de câteva zile, nu știu, nu m-a interesat și nici nu mă interesează în momentul de față pentru că eu învăț strict de bucățica mea, dar știu foarte clar că l-am văzut de altfel, discutând cu oamenii și cerând semnături pentru a putea merge în Parlamentul României. Îi doresc succes, să meargă, dar să nu facă ceea ce face aici. Că dacă va face așa, ne vom duce cu toții într-o altă direcție. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Simona!